Bine te-am regăsit, Lorena. Da, au actualizat mesajul atenționare, cod galben de caniculă și disconfort termic. O actualizare a mesajului emis ieri. El va fi valabil pe parcursul următoarelor ore și în regiunile estice și sudestice, mai precis în Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Până mâine seară rămâne în vigoare acest cod galben de caniculă și vă reamintesc, până în această seară la ora 22 se menține codul portocaliu pentru Cara Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, cod portocaliu de temperaturi extrem de ridicate, 39 de grade se vor înregistra astăzi în jumătatea vestică a țării. Vorbim așadar de vreme caniculară și disconfort termic accentuat în toate zonele, vremea caldă se menține până spre finalul acestei săptămâni. Mare atenție însă că de mâine după amiază vorbim despre precipitații abundente. Vor fi averse torențiale, vijelii, căderi de grindină, acumularea unor cantități însemnate de apă pe partea vestică a țării, acolo unde mâine vremea se va răci, vor fi maxime de până la 30-32 de grade, anunță meteorologii. Iar mâine după amiază, iată aceste fenomene extreme, pentru că vorbim de furtuni și vijelii. Toate aceste fenomene, vă reamintesc, vin, iată, după zile extrem de călduroase în jumătatea vestică a țării. Ploile se vor extinde și către restul zonelor țării, dar va ploa pe arii mai restrânse. Astăzi, însă, foarte cald în toate regiunile țării și condiții de precipitații după amiază și spre seară, spuneam, în jumătatea de vest. 39 de grade Oradea, Arad, Timișoara, meteorologii spun că este posibil ca în aceste orașe să se atingă 40 de grade la orele amieze și vorbim despre temperaturile reale, pentru că cele resimțite vor fi cu siguranță mult mai mari din cauza disconfortului termic deosebit de accentuat. Și nu numai în vestul țării se va întâmpla acest lucru, ci și în restul zonelor, de exemplu Bacău și Iași, astăzi maxime de 34-35 de grade, foarte cald așadar și în zona estică a țării și în Transilvania, în zonele de deal și de munte, temperaturi foarte, foarte ridicate. În capitală, maxima de astăzi va fi de 34 de grade. La stațiile meteo sunt acum valori între 28 și cel mult 30 de grade. Se resimt deja spre 40 de grade în București. Iată așadar, foarte cald și aici. Dar mâine să știți că temperatura va fi mai ridicată de atât. Meteorologii anunță o maximă de 36 de grade. După ce noaptea care urmează va fi o temperatură minimă destul de ridicată, 21-22 de grade, așadar o noapte tropicală în zona capitalei. La malul mării, foarte cald astăzi, mare atenție, temperaturile sunt mai ridicate decât cele înregistrate ieri, maxime de până la 30 de grade, cresc temperaturile astăzi și în zonele montane, 27 de grade la Predeal și 24, poate chiar 25 de grade la Sinaia. Atât deocamdată despre vreme.